Un incendiu devastator a avut loc în această dimineață la o locuință din Roznov, în urma căruia un bărbat în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața. La susirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat, atât în interiorul cât și pe acoperișul locuinței, existând riscul de propagare către o altă construcție din aceeași curte. În paralel cu misiunea de stingere a incendiului, a fost constituită o echipă de căutare-salvare pentru a verifica dacă există victime în interiorul casei. Trupul carbonizat al bărbatului a fost găsit în holul locuinței. Incendiul a fost lichidat la scurt timp după sosirea forțelor de intervenție. Cauza probabilă a incendiului a fost identificată ca fiind fumatul, în contextul în care țigara a prins a generat flăcări care au declanșat incendiul.